Dragii mei, ce ispită ne paște pe noi întotdeauna în evaluarea vieții noastre este să vedem ce nu avem și să nu vedem ce avem. Să prețuim extraordinar ceva care n-a ajuns încă la noi și pe care nu l-am obținut și să disprețuim ceva pe care ni l-a dat deja Dumnezeu. Acesta este pericolul nostru. Cei mai bogați oameni de pe pământ sunt cei care sunt bogați în timp, care au timp, mai au un pic de timp. Probabil că ne vom da seama de valoarea timpului atunci când vom număra orele sau secundele. Atunci vom ști cât prețuiește acest lucru. Poate abia atunci vom regreta că am risipit luni, săptămâni, ani din viață, poate fără niciun sens. Atunci vom ști valoarea timpului. Ascultam săptămâna aceasta în prezentările doctorului White la campus. Ce ar folosi unui om dacă i s-ar da certificat de proprietate pe întreagă planeta Pământ, cu tot ce cuprinde ea, dacă i s-ar spune, ai numai 10 minute din nefericire. Și pentru 10 minute ai fi proprietarul acestui. Cine s-ar bucura de ceva în aceste 10 minute? N-ar avea niciun rost. Te-ai gândit de fapt că numărătoarea inversă este on, merge și din clipa aceea s-a pierdut tot. De aceea este bine să rugăm pe Dumnezeu să ne numărăm bine zilele. Aceasta se traduce în a înțelege bine valoarea timpului. Să rugăm pe Dumnezeu, ajută-mă Doamne să înțeleg cât costă. Cea mai mare idee care a putut să fie inspirată vreunui om pe pământ, cea mai mare descoperire, orice ar fi fost, dacă nu are timpul necesar, nu ai timpul să produci, te duci cu ea în pământ. S-a terminat. Cele mai frumoase cuvinte pe care ai vrea să le spui, cele mai mari lucrări care ai vrea să le faci pentru Dumnezeu, toate rămân moarte dacă nu mai e timp pentru treaba aceasta. Te duci cu ele acolo unde n-ai fi vrut să te duci niciodată. Într-o împrejurare, Charles Spurgeon trebuia să meargă să predice într-o biserică și datorită faptului că trenul lui a întârziat, bunicul lui a mers la amvon și a început să predice în așteptarea marelui om al lui Dumnezeu. Pe când predica el, a apărut Spurgeon. Și bunicul a oprit predica acolo și a zis, da, uite, a venit Charles. El, într-adevăr, este mult mai bun și mai mare predicator decât mine. Dar vreau să vă spun ceva. El nu are o evanghelie mai mare decât aceea pe care eu am predat-o de la amvonul acesta. Așa că lucrul cel mai important astăzi este evanghelia care stă deschisă înaintea noastră. Nici înainte de noi, nici după noi, nu va putea să vină nimeni cu o evanghelie mai mare decât cea care a fost adusă de Mântuitorul nostru. Se încearcă! Se încearcă. Noi trăim vremurile acestea, de altfel o să trecem puțin așa o mică observație. Noi trăim vremile acestea în care se încearcă înlocuirea Evangheliei cu ceva. Însă este probabil cea mai deplorabilă și cea mai tragică încercare a unui om, a omului în general, de a se răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. Nu, Pavel spune în Galateni, dacă un înger din cer, nu o țară cum este America sau o anume orientare filozofică, dacă un înger din cer ar veni și ar încerca să predice o altă evanghelie, să fie anatema, acel înger e un diavol. Și dacă alți apostoli ar veni și ar predica o altă evanghelie, să vedeți ce am descoperit noi. Și dacă noi înșine, spune Pavel, am cădea de la credință și ne-am întoarce printre voi, predicând o altă evanghelie, și noi ne încadrăm aici să fim anatema, să nu ne primiți, spune Pavel mai departe. Aș vrea să întreb dacă ceea ce spune omului Dumnezeu este o realitate pentru noi, dacă am luat această hotărâre fermă, ireversibilă în viața noastră, ca ființa noastră să fie pentru totdeauna nu sudată, ci turnată împreună cu Evanghelia. Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, dacă viața noastră este turnată împreună cu Evanghelia. Este extrem de important. Noi zidim viața noastră de credință pe această hotărâre lăuntrică, unde nu intră nimeni. Nimeni nu pătrunde în acest for interior al sufletului. Absolut nimeni.
Toată viața noastră de credință e zidită pe treaba aceasta. Pe hotărârea, pe statornicia legăturii mele cu Dumnezeu. Asta este tot. Toată casa stă în picioare sau se dărâmă în funcție de acest lucru. Ce am hotărât în inima noastră? Pavel le spune nu doar de pericolul diverselor teorii și orice vânt de învățătură care circulă astăzi în lumea aceasta, ci spunând aceasta, el le spune lor, așezați-vă înaintea lui Dumnezeu într-o postură de neclintit. Ancorați-vă în Domnul Hristos. Singura ancoră care va ține în furtună și nu va trece mai departe. Vor fi vremuri grele, îi scrie Pavel lui Timotei în a doua epistola sa, capitolul 3, versetul 1. Cuvântul grele din limba română însemnează periculos. Vor fi vremuri primejdioase, vremile din urmă. Nu datorită focului persecuțiilor, tocmai că lipsește acest lucru, deși este aprins în diverse părți în lume. Cum se face că persecuția apare în mare grad adormită? Explicația este simplă. Poporul lui Dumnezeu s-a adaptat lumii și nu opune niciun fel de rezistență. Asta este explicația directă. De ce li s-a tăiat capul celor credincioși din Egipt și din alte țări? Pentru că oamenii aceștia nu s-au adaptat lumii în care au trăit și n-au opus niciun fel de rezistență. Chiar acum când noi vorbim, este acest pastor Saed Abedini, care e de multă vreme zace într-o închisoare iraniană și soția lui a ținut anul trecut lângă Casa Albă un timp de veghe într-o seară și a adus date despre soțul ei de acolo și a spus: este în închisoare în condiții din ce în ce mai grele, este rănit, este bătut, e torturat și i s-a spus în față de către gărzi: de aici nu ieși decât dacă te lepezi de Hristos. Asta e tot, fă treaba aceasta și astăzi ieși afară de aici. Și el, în loc de răspuns, a spus: vă rog să vă rugați pentru mine. Asta este tot, eu știu ce am de făcut, știu în cine am crezut, vă rog să vă rugați pentru mine. Chiar când noi discutăm aceste lucruri. Cu toate acestea, vremile primejdioase nu țin de persecuție. Noi suntem foarte credincioși în persecuție. Am trecut pe acolo într-o oarecare măsură. Și am văzut că pentru Domnul, nu numai ce avem, ci și ce suntem, tot ce suntem, nu reprezintă nimic într-o astfel de situație. Primejdia este însă când suntem pe un teren alunecos, când ispita ia înfățișarea unui înger de lumină. Acolo e primejdia mare. Când rebeliunea împotriva lui Dumnezeu ia forma credinței. Nu este de mirare, spune Pavel, că slujitorii satanei se prefac în slujitorii lui Dumnezeu. Îmbracă haină preoțească sau pastorală, vine cu scriptura în față, predică din scriptură și așa mai departe. Nu este de mirare când satana se preface în înger de lumină. Vai, am visat un înger mi-a spus acest lucru. Extraordinar! Nu e de mirare că se întâmplă așa ceva și nu este de mirare când slujitorii lui se transformă în slujitori ai diavolului. Cum voi ști una sau alta? Așa a întrebat Wesley pe mama lui când a plecat din Anglia spre America. Mamă, cum fac să deosebesc? Era tânăr, era un copil. Cum fac să știu, mama? Nu o să-mi dau. Și mama îi spune un test simplu. Ceea ce face să ți se răcească sufletul față de Dumnezeu, de rugăciune, de studiu Scripturii, nu e de la Dumnezeu. Indiferent ce este. Poate fi o biserică aceasta. Poate să fie un serviciu divin sau... Ceea ce îți atrage sufletul și te face să iubești pe Dumnezeu într-adevăr, aceea vine de la Domnul. Este o regulă simplă, absolut simplă și Wesley a trăit și a murit după regula fixată de mama lui. A iubi pe Dumnezeu sau a fi rece față de Dumnezeu și indiferent. Vor fi vremuri grele. Noi trăim aceste vremi periculoase, extrem de periculoase. În generația noastră se redefinește păcatul, ideea de păcat. Rog, fiți foarte atenți ce se întâmplă acum în generația noastră. Omul se ridică împotriva lui Dumnezeu și spune: am să-ți spun eu ce este păcat și ce nu este păcat.
Eu hotărăsc ce e păcat și ce nu este păcat. Aceasta e vremea pe care o trăim noi. De aceea spune Biblia, vor fi vremuri periculoase. Dacă în lumina prezenței Mântuitorului nu ți ajută să faci deosebire între întuneric și lumină, nu are ce să ți ajute. Păcatul va veni îmbrăcat în așa fel încât îl vei săruta când îl vei vedea, vei crede că este Domnul. Numai Domnul, numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate să ajute un suflet sau o minte de om să discearnă. Epistola către Tesaloniceni spune că Satana va arunca în luptă toate amăgirile nelegiuirii. Este vorba de tot arsenalul acesta. Și e vorba de amăgire, nu e vorba de forță. E vorba de amăgire. Amăgirea e mult mai periculoasă decât forța. Să luăm seama la lucrul acesta. Până de une zi s-a vorbit așa aluziv. Acum se vorbește pe față. Numai cu 2 săptămâni înainte, cam în jur de 3 aprilie, a fost în New York Times un articol în care cineva redefinește libertatea religioasă. Și spune libertate? Noi știm că a spus cineva mai demult că libertatea de conștiință este lepra a popoarelor. Dar acesta redefinește libertatea religioasă. Deci știți ce este libertatea religioasă? Este eliberarea voastră a credincioșilor de prejudecățile care le aveți. Asta este libertatea religioasă. Și supunerea voastră și renunțarea la lucrurile pe care iluminarea modernismului v-a forțat să le recunoașteți. Pe bună dreptate, scrie el acolo, v-ați aplecat în fața modernismului și ați recunoscut că așa este. Pe bună dreptate ați făcut acest lucru. Libertatea de conștiință, spune el, de religioasă, este să nu mai prejudecăți. Și-au pus în tensiune discriminarea cu libertatea religioasă. Și doamna spunea acum într-o emisiune, zice, niciodată astea două nu se vor putea împăca. Discriminarea cu libertatea religioasă. Astea două vor fi permanent în tensiune. Și spune dânsa, puteți să accesați un pic internetul, Mrs. Cox, spune dumnea ei, va trebui ca oamenii care refuză să fie forțați să facă ceea ce nu ar vrea să facă. Forțați, scrie acolo. Asta este persecuție. Noi mai am mai auzit, dacă nu știi, te învățăm. Dacă nu poți, te ajutăm. Și dacă nu vrei, văd că știți cântecul. Noi am mai auzit cântecelul ăsta odată. Nou nu ne este nou. Și mă întreb cine zicea că mă învață. Dumnealui știa? Asta ar fi fost mare întrebare. Că după ce au omorât 50.000 de minți, cele mai strălucite ale țării, cine a mai rămas să mă învețe? I-au omorât la canalul Dunărea Marea Neagră. Cine a mai rămas să mă învețe? Că dânsul a zis că dacă nu știi, te învățăm. Ce să mă înveți? Cum discutau doi părinți, copilul a luat notă proastă la geografie. Și când a venit acasă, l-a luat la bătaie. Maica sa. Și pe acel taică s-o ia părul rău. Zice, măi, femeie, noi am bătut copilul ăsta că n-a știut unde e Marocul. Dar noi știm unde e Marocul, a discutat. Și mama sa zice, nu știu unde este Marocul, dar nu poate să fie departe pentru că era în București familia asta. Nu știm unde e Marocul, dar nu poate să fie departe că eu am un coleg de servici care e din Maroc și vine cu bicicleta la servici. Deci nu poate să fie departe. Și a bătut copilul. Dacă nu știi, te învățăm. Cine? Toți vor fi învățați de Domnul, spune Sfânta Scriptură. Acestea sunt vremuri extrem de periculoase și numai cine a ancorat în stânca veacurilor, acea ancoră nu va ceda în furtună. Doar acela care a înălțat pe Mântuitorul în viața lui, aceluia nu-i va fi rușine. În rest, nu va rămâne nimic de care să nu ne fie rușine. Absolut nimic în viață. De un singur lucru nu-mi va fi rușine după lucrarea vieții mele de 40 de ani, până în prezent. De un singur lucru nu va fi rușine. Și anume că am condus pe copiii mei sau am condus pe ascultătorii mei la persoana Mântuitorului. E singurul lucru în viață de care nu mi este rușine. Cum am știut să fac lucrul ăsta? Cât m-a dus mintea și darurile pe care le am?
De acest anume. De celelalte nu vreau să discut. Dar acesta îmi va rămâne și îmi este singura mângâiere pe suflet. Alta nu am pe pământul acesta. Decât atât. Va veni vremea când, și vremea este prezentă, acum, când fiecare dintre noi va trebui să răspundem de nădejdea care este noi. Și e bine să ne întrebăm de acum, când, până nu începe zăpada, pe ce se reazemă nădejdea mea? Practic. Ce este la temelia casei credinței mele? Stă când o bate vijelia sau aia apa și o duce cu totul? Ați văzut inundații teribile. Este foarte important să discutăm acum. Aceasta este libertatea care ni se pregătește. Voi ați auzit că lucrurile vor veni din America. Așa zic românii și așa zice toată lumea. Mă, v-ați dus în America, dar știți că de acolo o să vină. Dar n-a știut nimeni de unde o să vină. Adică n-a știut nimeni ce o să vină. Dar se vede că da. Se vede că este așa. Noi nu asistăm astăzi la o încercare de dizolvare a credinței aici în America. Nu. Ci asistăm la ridicarea unui chip uriaș, care este liberalismul secular, se numește. Acesta e chipul care se ridică cu fiecare zi. Și nu o să mai fim chemați acum să punem un bob de tămâie în cinstea împăratului sau nu. Dacă pui bobul de tămâie sau nu pui bobul de tămâie. Acum o să fii întrebat dacă ești de acord că sexualitate înseamnă orice. Dacă spui orice, poftim aici. Dacă nu spui orice, poftim acolo. S-a ales un test atât de surprinzător încât vă asigur, eu nu am citit niciodată, din ce am citit până acum, niciodată nu m-am gândit că din direcția aceasta vor veni lucrurile. În vara aceasta, Congresul își va spune ultimul cuvânt aici în America. După ce Curtea Supremă își va spune ultimul cuvânt aici în America, după aceea urmează ca fiecare om să răspundă pentru credința lui. Sigur că da. Suntem aici, în mijlocul acestui lucru. Vă bucurați sau nu? O să nu fiți speriați, că Domnul a zis, saltă capul sus. Da. N-avem niciun fel de motive, chiar ne bucurăm. Ridicați-vă capetele sus. După ce aceasta, ați văzut că s-a făcut multe exerciții și mi-au fost date pe ziar, la televizor. Uite ce se întâmplă lui doamna asta care face pâine dacă nu coace o pâine pentru un anume tip de nuntă. Uite ce-i se întâmplă lui ăsta la altul. Luați bine seama. Acum, frați iubiți, vă rog, înainte de a fi prea târziu, citiți cartea The Cost of Discipleship. Prețul uceniciei a lui Dietrich Bonhoeffer. Omul ăsta trebuie ascultat, dacă cineva e un om serios, trebuie ascultat, pentru că omul ăsta a plătit cu viața. Omul ăsta nu a vorbit teorii. Omul ăsta a plătit cu viața în timpul regimului nazist. Și el scrie acolo prețul uceniciei. Uite, este un preț de plătit. Business-ul tău, mare sau mic, va fi sub un serios semn al întrebării în funcție de răspunsul pe care l-ai la o anume întrebare. Asta va fi bobul de tămâie care ți se va da, ori arunci în cinstea împăratului și arzi tămâie, ori dacă nu, intri între șomeri, ți se ridică asigurarea de sănătate, de tot ce ai, ți se ia tot ce deții și acesta devine prețul uceniciei. Dar, iubiți frați, nu se poate lua de la noi decât ceva. Ceva se poate lua. Adică orice, până la urmă. Dar cineva nu se poate lua niciodată. Dar niciodată. Niciodată. E adevărat, doamna aceasta a spus la televizor, dacă nu vor să asculte oamenii forțați, ei vor fi forțați să facă ceea ce n-ar vrea să facă, a zis dânsa. Dar tot așa a zis Filip al II-lea când a vrut să intre în cetatea Spartei, a trimis mesaj spartanilor și le-a spus, predați-vă, dacă nu vă predați, spune el, dacă armatele mele intră în oraș, ori să distrugă grădinile, ori să vă facă rob pe toți și o să vă treacă prin foc și sabie, dacă armatele mele intră în oraș. Așa au trimis, a trimis Filip al II-lea, macedoneanul, le-a trimis spartanilor mesajul. Răspunsul spartanilor, un singur cuvânt la
amenințarea lui, dacă armatele mele intră în oraș, vor face pulbere grădinile și oamenii și tot, dacă armatele mele așa, răspunsul înapoi a fost, dacă. Și dacă nu a intrat. N-a mers. Dacă. Așa că, Doamnă, ai să forțezi matale pe cineva împotriva convingerilor lui, dacă ți-o îngăduit Dumnezeu. Dacă nu ți-o îngăduit Dumnezeu, ai să vezi matale că te forțezi numai pe matale singură. Te chinui de moarte. Oare să nu fi învățat nimic planeta aceasta noastră din atâția ani de fluvii de sânge care au curs? Să nu fi înțeles ei că forța nu schimbă pe nimeni. Nimeni nu poate fi schimbat cu forța. Să nu fi învățat nimeni nimic din istoria comunismului, din zeci de milioane de morți. Cine sunt oamenii aceștia care vor să reediteze așa ceva? I-am înțeles pe ruși să meargă pe drumul acesta, pentru că nimeni nu fusese pe aici înainte. Dar odată ce ați văzut experiența lor, odată ce ați văzut Cambodgia, unde a fost omorât fiecare om cu ochelari, a fost omorât că este un intelectual, în România la fel, burghezii, cine sunt, domne? Eu n-am văzut niciun burghez. Eu n-am văzut niciun chiabur în România. Chiaburii, ce vorbă este asta. Eu n-am văzut niciun chiabur. Culacii din Ucraina. Culacii ne distrug, frate. Unde sunt, frate, culacii? Eu nu i-am văzut până acum. Ucrainenii nu i-au văzut niciodată pe culaci. Dar se creează o entitate din aceasta fantomă. Trebuie acestei entități ciudate să-i acordăm drepturi și privilegii. Îi persecutați pe oamenii aceștia. Îi discre... De ce contează așa de mult opinia noastră a creștinilor? Pentru că noi suntem niște oameni înapoiați, noi credem niște lucruri vechi. De ce o fi contând așa de mult opinia noastră? De ce cineva se simte persecutat și discriminat pentru faptul că eu privesc lucrurile altfel? Eu nu l-am întrebat de vorbă niciodată. Dumnezeu, de ce mă întreabă de vorbă pe mine? Eu nu l-am obligat pe dânsul să-și schimbe părerile sau purtările vreodată. Dânsul de ce mă obligă pe mine? Dumnealui îmi cere mie toleranță și îmi cere mie... Dar nu e nevoie de toleranță din partea mea. Nu e nevoie. Omul are toată libertatea pe care o are, fă ce-ți dorește inima, frate. Cine te ține? De ce te deranjează prezența mea? De ce te deranjează cuvântul pe care îl citesc eu? Nu cumva vocea asta vine din lăuntru tău. Nu vine de la mine. Nu cumva propria ta conștiință te condamnă. Tu mă confunzi, tu mă omori pe mine. Nici o problemă, că dacă mor azi sau mâine, vorba francezului zice, ce va reprezenta în lumina veșniciei un an mai devreme sau 20 de ani sau e nimic, absolut nimic. Tu mă omori pe mine pentru lucrul acesta, dar eu nu te-am deranjat cu nimic pe tine. Eu nu te-am întrebat de nimic pe tine. Niciodată. Eu nu te-am chemat, nu te-am târât pe tine la biserica mea și tu mă târăști pe mine la biserica ta. Pentru ce să faci lucrul ăsta? Acestea sunt vremuri grele. Și mașina este de așa natură încât nu o poate opri nimeni, vă spun. Nu, să nu acuzați oameni sau regimuri. Nu, nu e cazul. Nu acuzați pe nimeni. Locomotiva a pornit la vale și nu o poate opri nimeni. Inginerul care conduce locomotiva asta este altcineva. Nu blamați oameni, nu blamați politică, nu blamați economic. Nu, acestea sunt numai mijloace de care cineva se folosește în această ultimă confruntare. C.S. Lewis scrie în cartea lui Ultima bătălie, din ciclul Narnia, scrie acolo despre o mare categorie de oameni care au fost luați și duși în mine de sare. Și acolo un anume shift se numește. Că acum noi trăim într-o perioadă de shift, știți, aici în America. Se shift valori. În anume shift le explică acestora pe care duce minele de sare. Libertate nu însemnează să faci ce vrei. Libertate înseamnă să faci ce spun eu. Dacă nu faci ce spun eu din clipa... Asta spune C.S. Lewis. Unii oameni sunt atât de orbi și de constrânși încât citează cuvinte de felul acesta fără să judece că de fapt a fost scrise dinainte. Uitați-vă la Caiafa. Caiafa nu-și dă seama ce vorbește când îl judecă pe Iisus. E mai de folos să moară un singur om decât să piară tot norodul. Băi, frate, tu judeci ce vorbești? Zicea prorocii pentru că era mare preot anul acela.
Nu intenționez să vorbesc despre vremi grele. Pentru mine nici măcar nu sunt grele, sunt interesante, foarte interesante. Sunt captivante vremile acestea. Mă bucur din toată inima că Dumnezeu ne-a dat viață să trăim aceste timpuri. Mă bucur că avem cea mai înaltă, frumoasă și nobilă misiune, ca în timpuri de cea mai groaznică întunecime, să fim în lumea aceasta, cum ne-a chemat Domnul, în care străluciți ca niște lumini. Așa să ne ajute Dumnezeu. Lumina din sufletul nostru să strălucească. Tema vieții noastre nu este vremuri grele. Tema vieții noastre este cum trecem prin vremuri grele. Ce poate să facă Dumnezeu din aceste vremuri grele? Aceasta este lupta noastră. John Stott spune că vine vremea și acum, așa cum spunea Mântuitorul, a și venit, când va trebui să alegi între a fi necredincios lui Dumnezeu și popular sau credincios lui Dumnezeu și nepopular. Și spune el, o combinație între a fi credincios lui Dumnezeu și a fi popular nu este posibilă pentru mintea mea, așa spune John Stott. Acest om care respira prezența lui Dumnezeu oriunde se găsea. Am stat lângă Dumnealui odată, a stat chiar cu scaunul lângă mine. Ce nu se poate așa ceva. Trebuie să știi că tu va trebui să fii ori necredincios și popular, ori credincios și nepopular. Munți de rușine vor fi aruncați asupra poporului Dumnezeu. Ești învățat să fii făcut de rușine? Nu prea. Dacă te faci unul de rușine leșind, vai de capul, e durere mare. Dar dacă te-ar duce aici la market în față și să cheme tot orașul și să dea cu zmoală pe tine și cu fulgi după aceea de... Ai... Dacă te superi așa dintr-o vorbă că te-a făcut de rușine, pe domnia ta îți dai seama să te facă de rușine. Cine ești tu? Dar tu ești gata să suferi rușinea pentru Hristos până la moarte. Dar decât că nu suferi rușinica asta care ți-a făcut-o unul. Te-a vorbit unul de rău, a zis unul de tine. Vai de mine, când ai auzit ce a zis de tine, începe să fiarbă înăuntru. Uite, așa începe să fie. Ce fierbe, frate, acolo? Nu ar trebui să fierbă nimic, frate. Ar trebui să te bucuri și să întrebi pe Domnul Hristos, Doamne Iisuse Hristoase, în caietul tău scrie ce zice omul ăsta de mine? No. Bucurați-vă! Bucurați-vă! Va veni vremea aceasta când oamenii vor ceda sub povara rușinii, mai ales oamenii cu euul extrem de sensibil. Sunt oameni care au cultivat euul o viață întreagă. Pentru ei nu va trebui decât așa un bobârnac din partea rușinii și i-a pus jos imediat. Foarte sensibil la rușine. Munți întregi vor fi ridicați asupra poporului Dumnezeu. El va trebui să stea cu capul jos, cu un coif de hârtie pe cap, pe care scrie diavol, și îi se va pune în spate. Eu am fost în tribunal. Mie mi-a fost pus în spate... o așa povară încât eu am rămas încremenit de ceea ce vorbea această femeie despre mine. Procuroarea. Și militarii care au stat lângă mine mi-au spus să nu cumva să deschizi gura. A trebuit să ascult, dar să nu vorbesc. Ești gata să se scrie despre tine în ziar, să te pună în public, să te pună aici la biserică, display, să trebuiască să asculți, dar să nu zici nimic? Tu care repede te revolți la orice vorbuliță, du-te la doctor, frate, repede. Du-te repede și spune-i, Doamne, cred că am nervul descoperit, că imediat cum atinge, gata, s-ar ca ars. Sigur am nervul descoperit, te rog. Ori scoatem nervul, ori plombează-mă seama, din două una. E posibil lucrul acesta fără complicitatea din interior? Lao Tzu, înțeleptul chinez, a spus cu mult timp înainte. Nici o țară, oricât de mică, nici o țară nu poate fi cucerită fără complicitate din interior. Nici o biserică nu va putea fi prăbușită fără complicitate din interior. Și tu, ca persoană, n-ai să fii pus la pământ fără complicitate din interior. Altfel, ești păzit de Dumnezeu. În clipa în care vine diavolul și nu are proprietăți acolo în tine și încearcă să te forțeze, cum zise Doamna, să-i forțăm, atunci Domnul răspunde, dar diavolul nu face prostii din astea. El
El a spus, pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu. Deci el nu discută. El nu avea proprietăți în Iisus sau în Pavel. Pavel era un simplu om. Dar diferența era că era în Hristos. Și cine este în Hristos nu are satana proprietăți în el. Nu are cum. Și diavolul însuși mărturisește. Și cel mai persecutor guvern din lumea aceasta va mărturisi. Știu cine este Iisus și știu cine e omul ăsta. Deci, nicio teamă. Marea noastră frământare și cercetare de suflet este care va fi și care este suportul nostru într-o astfel de împrejurare. Atunci când un copil se dă în leagănă, ce vrea el și ce cere el imediat când se dă în leagănă? Cum? Să-l dea mai tare? Să fie împins? Nu. E sigur că trebuie să-l dea cineva acolo. Dar el zice, ia uite-te la mine cum mă dau! Și el se dă, zboară cu leagănul într-o parte și într-alta, fiindcă e văzut. Este extraordinar. Bă, nu sunt decât niște copii cu altfel de jucării. Dar noi nu căutăm să fim văzuți de oameni, nici lăudați de oameni, nu ne scoatem lauda de la oameni, nu. De la oameni putem să ne scoatem înjurăturile, minciunile, blamările, nicio problemă. Dar lauda ne scoatem de la Dumnezeu. Aici nu suntem indiferenți. Când o fi în teren și Dumnezeu fi în tribună și eu știi că El este în tribună, n-am cum să joc neglijent. N-am cum. Dumnezeu este în tribună. Și ați văzut că la moartea lui Ștefan, Iisus se ridică și îi dă, cum zicem noi americanii, a standing ovation. Iisus se ridică în picioare și ridicarea lui Iisus în picioare era pentru omul acesta mai tare decât moartea. S-a ridicat în picioare Iisus pentru că se găsea în fața propriului lui chip. Un om, nu Iisus pe cruce, un om care iubea pe Iisus se ruga la fel ca Iisus pe cruce, Tată, iartă-i pe oamenii ăștia că nu știu ce fac, iartă-le păcatul ăsta, nu le ține în seamă păcatul acesta. Iisus se ridică, standing ovation. Să nu uităm, aceste lucruri nu se vor întâmpla într-o tribună goală, ci în locul în care cerul are ochii deschiși asupra noastră. Nimeni nu-și predă viața, a fost recent la Târgu Mureș, la Craiova, și am văzut mulțimi de oameni urcând pe scenă. La Târgu Mureș am văzut lume plângând la spectacolul acesta, pentru că cine era între cei ce urcau pe scenă, oamenii se făceau atenție. Oamenii plângeau de bucurie, nu puteau să creadă că e adevărat. Dar să știți că în tribună nu suntem doar noi. În Biblie scrie, e mare bucurie în ceruri. Acolo e. Deci tribuna cerească privește la așa ceva. Voi sunteți o priveliște pentru ceruri. Noi ce facem? Nu facem nici de frica morții, nici de dragul raiului. Le-am lăsat pe astea celor mici la suflet. Noi ce facem sau ce suntem? Suntem produsul a ceea ce este în sufletul nostru pentru Dumnezeu. Asta este tot. E singurul lucru care ne va putea păstra. Dumnezeu a făcut atenți pe oameni în timp. Mulți oameni se întreabă cum de a fost Daniel așa de credincios. Păi, cum să nu fii credincios, frate, când vine și spune, auzi, om prea iubit și scump? Cum să nu fii credincios, mă, frate? Cum să nu vrei să mori cu aceste vorbe, ultima dată, ultimele vorbe care vreau să le aud pe pământ? Asta e tot. Cum să nu faci lucrul acesta? Cum să nu fii credincios lui Dumnezeu când Dumnezeu spune, Abraham este prietenul meu? Wow! Păi voi face eu de rușine pe prietenul meu vreodată. Vai de mine! Mai bine, cum zicea David, să mi se usuce dreapta, să nu-și piardă destoinicia decât să calc în picioare prietenia lui. El este în tribună. De fiecare dată când ești încercat, de fiecare dată când ești nedreptățit, oricând se rostesc astfel de hotărâri, spunem Psalmul 2, cine sunt oamenii ăștia, domne, care discută acolo în Parlament despre Dumnezeu?
Cel preanalt privește din ceruri și râde. Marea luptă nu este între noi și ei. Uitați de grădinița aceasta. Marea luptă este între el și el. Acolo se dau. Și noi nu trebuie să uităm pentru cine stăm. Și se cere atât de puțin din partea noastră. Un om care avea greutate mare se duce la doctor și: domnul doctor, vreau să slăbesc, domnule, ajutați-mă. Trebuie să fie un program groaznic, îți dai seama, ceva, operații. Doctorul îi spune: nu, puțin, n-ai de făcut aproape nimic. Un pic de gimnastică. Păi, domnul doctor, dar eu când fac genuflexiuni, mă plec în jos, dar nu pot să mă mai ridic înapoi, știi? Cum să fac eu gimnastică? Nu, e prea greu cu genuflexiuni, nu trebuie. Ceva extraordinar de simplu. De ce vezi mușchii ăștia de aici, de la gât? Dreapta și din stânga. Când ți apare ceva mâncare în față în cantități deosebite, compoziție nepotrivită, când se ridică din lăuntru tău niște dorințe pentru așa ceva, simplu folosești mușchii ăștia. Atâta. Asta e toată gimnastica pe care... Nu cu greutăți. Ați văzut pe ăștia, Daniele? Ați văzut ce fac băieții la Dresden Center, acolo la sală? Ridică haltere. Nu cu de-astea, mă, frate. Frate. Ce alta cere Domnul de la tine, frate? Decât să folosești mușchii ăștia, simplu de tot. E adevărat, ispita este groaznică, dar nu vă dați seama ce putere au mușchii ăștia. Nu vă dați seama. Ăștia sunt nimic. Aici. Când a apărut în fața lui Iosif, păi, doamna avea puteri, nu joacă. Și politice, și economice. Avea securitatea ei, avea spionii ei. Dar ce a putut să treacă peste mușchii lui Iosif? Când a dat așa, gata, s-a terminat. A zis: nu, doamnă. Nu. Cea mai mare trebuință a lumii de astăzi este aceea de bărbați și femei care să fie adânc sinceri în sufletul lor, care să iubească pe Dumnezeu și care să fie gata să stea pentru ceea ce este drept și adevărat, chiar dacă s-ar nărui cerul. Cine mă va ajuta, Doamne? Cine poate sta în picioare? Unul singur poate sta în picioare. Altcineva afară de cel ce a stat în picioare nu poate să stea în picioare. Dar împreună cu el și cei ce sunt credincioși, scrie Scriptura. Toți cei ce sunt în Hristos Iisus. Aș vrea să dăm cuvântul în a doua Timotei, capitolul 1 și versetul 14, versetul 12. Unui om care ne scrie, cum a scris Bonhoeffer, scrisor din închisoarea de la Tegel. Chiar am avut o predică de nuntă cu tremurătoare pe care a scris-o el de acolo. N-a putut să meargă la nuntă, să predice, era arestat în timpul lui Hitler, a fost executat. Dar scrie această predică, a scris această predică. Și citesc aceste cuvinte cu adâncă reverență, pentru că omul acesta le scrie cu puțin înaintea lucrurilor care s-au întâmplat cu el. Capitolul 1, versetul 12. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri. Adică nu e totul să suferi. Din ce pricină suferi, frățioare? Nimeni să nu sufere ca bârfitor, ca unul care se amestecă în treburile altuia, care n-a... Asta suferi tu. Din pricina aceasta sufăr. Spune el mai departe. Care e pricina? Păi, spune cuvântul, el ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de veșnicii. Din pricina asta suferim. Dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Din pricina asta sufer. Dacă din pricina asta suferi, spune Petru, ferice de tine. Duhul slavei odihnește peste tine. Dacă din pricina aceasta.
Nimeni să nu sufere ca hoț sau ca altele. Dar dacă cineva suferă pentru că este creștin, lucrul acesta este, Dumnezeu stă în tribună. El se ridică în picioare și susține pe luptătorul lui, dacă din pricina aceasta. Și sunt încredințat că el are putere să păzească ce i-am încredințat. Vai, frate, ce o să se întâmple cu adunarea, cu biserica? N-aveți nicio grijă. Ea nu este a cuiva. Nu. Ea nu este nici a prezbiterilor, nici a pastorilor, nici a președinților. S-ar putea ca mulți dintre aceștia, cum a mai fost în istorie, prin secolul IV, între 325-381, conducerea toată a fost plătită cu bani și a prigonit biserica până la moarte. Conducătorilor, păstorilor i-au prigonit pe oameni până la moarte. Ăștia-s bunicii noștri. După aia, în 381, când a văzut că nu se poate întoarce cu niciun chip, s-au aliat și a venit o generație de oameni credincioși. Dar 60 de ani a fost o persecuție groaznică, nu adusă din afară, ci adusă de înșiși conducătorii, că nu se poate prăbuși o țară fără complicitate din interior. Și complicitatea este în primul rând aici. Din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine. Nu mi-e rușine. Mă întrebau la închisoare, știți că prima întrebare când te întâlnești pe coridor cu fel de fel de oameni, băi, cu ce ai venit? Și erau tot felul de termeni din ăștia penali. Criminalii spuneau, am venit cu mortăciune, deci care am omorât pe cineva. Venit cu mortăciune, cu furăciune, cu... O, cei mai mulți dintre hoți spuneau că au venit pentru credință acolo. Extraordinar. Cu frățuier, pentru că da, deci am crezut că nu mă prinde. Am fost conștient că altfel nu ieșeam din caz, dacă mă gândeam. Da, am fost așa convins că nu mă prinde. Și sunt aici pentru credință. E zi, vezi, a fost o credință la care ar trebui să ne mai gândim. Dar vă mărturisesc, deși am fost în locul acesta în care oamenii erau înjosiți teribil, se spăla cu ei pe jos, pur și simplu. Și felul de mâncare groaznică și purtarea gărzilor și izolările în subteran și apa care curgea pe pereți acolo și o zi caldă, una rece, ziceau ei, adică rece însemna fără niciun fel de mâncare, întuneric, apă, frig teribil, îmbrăcăminte doar cu o mânecă, era o cămașă, un pantalon era doar jumătate erai fără nimic pe picior, un bocanc într-un picior și un papuc în alt picior, bocanc legat cu sârmă. Vă mărturisesc că am avut atâta bucurie în suflet să spun tuturor care m-au întrebat, abia așteptam să mă întrebe, să le spun că sunt aici pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Am dus Cuvântul lui Dumnezeu la oameni. De asta sunt aici. Asta e tot. Nu numai că am căpătat prețuire în ochii oamenilor, dar mi-a deschis Dumnezeu uși ca să pot vesti acest cuvânt. De asta spune Pavel aici și vă asigur că e adevărată expresia aceasta. Am încercat-o pe pielea mea și e foarte adevărată. Din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, că știu în cine am crezut. Nu cine am fost, ce am făcut. Să vezi cum înțeleg eu sau ce cred eu despre una și alta. Frate, le uiți pe astea de nici nu zici că au fost vreodată. Rămâne unul singur din toate aceste lucruri. Dacă știi în cine ai crezut, nu mi-e rușine. Știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că El are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. El spune, știu că o să intre lupi răpitori între voi care nu vor... Se vor ridica din mijlocul vostru oameni care vor proclama erezii nimicitoare. Și se vor vârâ între voi din afară, sub formă de membri, de frați, se vor vârâ între voi din afară, oameni care nu vor cruța turma. Dar spune El, știu în cine am crezut. Fusei de une zi la o adunare în România și ce-mi povestește un tătăic cu părul alb, curat, îmbrăcat și curat la suflet. Stătea în prezența lui, parcă respirai Edenul. Zice, am văzut pe cineva de la noi, de la adunare, că a venit și a luat de guler pe un frate pe care îl chemasem noi să predice și i-a spus, dumneata, nu mai calci aici. Un frate dintre noi.
Apropo, a fost și fratele la când am predicat acolo. A luat de guler și a spus, dumneata nu mai predici aici. Și eu am rămas, am înghețat. Cum? Și am spus, frate, dar cum puteți să vorbiți? Dar ce se întâmplă? Dar eu sunt de servicii și trebuie să intrăm acum la amvon. Dumneata să taci din gură dacă vrei să dormi acasă de seară, dacă vrei să nu dormi acasă. Asta e frate de la biserică. Înțelegeți? Și fratele, fiindcă a vrut să doarmă acasă și la rugăminte altor oameni, a tăcut din gură. Dar predicatorul acela n-a mai putut să vină acolo pentru că dumnealui, acest om care încă se mișcă, acest om a spus, nu, vor fi vremuri grele, dar ferice de acela care a zis pe stânca Hristos Iisus. Nu vă lăsați și furați și nici abătuți de giumbușlucurile satanei. Că a zis ăla, că a făcut ăla, că ai auzit aia, că ai auzit ăla. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Lasă lumea să vorbească, lasă pe editori să scrie, lasă câinii diavolului să te latre, lasă iepurii satanei să țâșnească la tot pasul în fața ta. Tu privește țintă la steaua vieții tale, care este Mântuitorul Hristos Iisus, luceafărul de dimineață, care a răsărit în inimile noastre. Domnul să fie slăvit în veci. Amin. Amin. Vă invit să ne rugăm. Îți mulțumim din toată inima, Tată, pentru fericirea fără egal pe care ne-o dai de a fi împreună lucrători cu Tine, Doamne. Tată, suntem nevrednici de așa cinste, dar îți mulțumim că ne ții pe picioare, Doamne, în prezența Ta. Ce frumoasă a fost cântarea aceasta care am ascultat-o. Dă-ne, Doamne, un mic locșor lângă Tine. Și Te rugăm în numele Domnului Iisus, ca niciodată să nu dăm locșorul ăla pe niciun fel de preț și niciodată să nu putem fi smulși din locul acela pentru că mâna Ta ne ține, Doamne. Țin credință în ființa noastră în aceste vremuri periculoase. Totdeauna dă-ne discernământul Duhului Tău cel Sfânt și dă-ne puterea să fim gata să pierdem orice sub ceruri, dar nu pe Tine, Doamne. Rămână harul Tău peste noi, peste cei iubiți, peste poporul Tău în lumea întreagă, oriunde, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Să luăm loc.